Birourile electorale județene se confruntă cu o situație cel puțin ciudată. Sute de președinți ai secțiilor de votare din țară nu vor participa la referendumul pentru redefinirea familiei. Motivele invocate? Probleme personale. În județul Cluj sunt 656 de secții de votare cu tot atâția președinți, din care circa 270 au renunțat din diverse motive și se înlocuiesc. Mulți au renunțat din motive personale, nu vor fi în localitate, merg la anunți, unii aveau alte numere de telefon atunci, în 2016, când s-au întocmit listele, a declarat președintele biroului electoral județean Cluj. Ca 1800 de persoane sunt înscrise în corpul experților electoral din județul Cluj. O situație similară a fost înregistrată și în județul Bihor, unde din 650 de secții de votare, 120 de președinți s-au retras și vor fi înlocuiți. Persoanele care s-au retras au invocat motive obiective, renunțarea se face doar în cazuri justificate. Mulți au motivat că pleacă în concediu, aveau bilete luate dinainte, s-a prezentat o doamnă care era însărcinată, a spus că nu știa că va fi organizat referendum. A declarat Iuliana Crișan, președinte al Biroului Electoral Județean Bihor. Cea mai critică situație este în Sibiu, unde a aproape jumătate din persoanele desemnate pentru a fi președinți de secții de votare s-au retras. În Timiș, din cei 597 de președinți, aproximativ 150 au depus cereri de retragere de la referendum, iar în Arad peste 100 de președinți au renunțat și ei.